Aventura Maluapei prezintă. Bai, Coco! Îți place ceea ce fac? Apasă! Ai rămas plăcut surprins? Abonează-te! Mai țineți minte mămăliga Bai Coco, cea de 46 de minute, în care v-am arătat pas cu pas cum să faceți cea mai bună mămăligă din 2021, testată și probată anterior în 2020 de Coco? Bun, dacă vă aduceți aminte, a mai rămas aluat. Aluat sau mămăligă sau compoziție, cum vreți să-i spune. În data de 27.1.2021 am introdus la congelator o mare parte din aluatul rămas. Cam așa arată. Beton armat. Da? Bun. În momentul acesta au trecut 12 zile de la acea postare plus 12 zile de congelare. A, suntem 8.2.2021. Voi lăsa acest aluat să se dezghețe în mod natural, deci nu voi forța dezghețarea și voi încerca să fac niște pătrățele, adică cam aceeași chestiune atunci când am postat mămăliga. Ultima parte din rețetă, cum ar veni, fierberea. Să vedem dacă compoziția din aluatul nostru se comportă ca și compoziția care o facem pe loc atunci, proaspătă, da? Adică dacă se merită să păstrăm aluatul sau nu. Da? Până atunci Coco vă dă în toată stima lui și revenim. Bun. Deci așa arată aluatul după 4 ore de la dezghețare. A mai rămas o biluță mică, să vă arăt și pe aceea. Este înghețată total, da, încă nu s-a dezghețat, aceasta nu voi folosi, însă datorită gheții a intrat puțină apă în aluat de la dezghețare, o să mai adaug puțină făină, o să reiau la frământat și apoi punem la fiert. Între timp am pus oală cu apă la clocotit. Bun, eu o să mă apuc de treabă. Și vă rog să mă urmăriți. Deci este puțin moale, o să pun aici niște făină. Amestec ușor, deci nu prea multă, pentru că ea deja are făină, aluatul. Cât să îngroșăm puțin, pentru că și-a luat apă de la gheață, da? Acum se lipește de mâini. Să sperăm că e ce trebuie. Dacă nu e ce trebuie, testul va cădea. Da? Să încerc așa. Să frământ, dar nu știu cât de bine fac acum, dar să sperăm că e ce trebuie. Deci trebuie pusă făină până nu se mai lipește de mâini. Da, și-a luat ceva apă, mai pun puțin. A luat ceva apă de la dezghețar, din gheață.
S-a muiat aluatul. Da, acum ar fi ce trebuie. Nu se mai lipește. Mă spăl curăț și eu pe aici și revenim. Da, bun. Revenim. Rământatul, chiar dacă a fost înghețat, rământatul întotdeauna. E ce trebuie. Bun, hai să ne apucăm un pic de treabă aici. M-am uns pe mâini cu ulei. O să fac un pic aluatul așa. După ce l-am frământat. Sper că se vede, dacă nu se vede berlea. Bun, dacă am dispărut uleiul după mâini. Mai punem puțin. Deci cam atâta, un pic de tot pe care ungem mâinile. Da? Deci unge mâinile și luăm o bucată, apa este la fiert și facem aici două pătrățele de astea. O să mă duc și la un pescuit cu ele să vedem. N-am mai dat la mămăligă de mult. Vedem dacă cumva prind ceva la bușcă. Da? Deci două bucățele. Nu să stau să fac multe. Două, trei maxim. Cred că e suficient. Da? Nu mai fac boilisuri, știți cum se fac. Fac doar pătrățelele. Au și timp de fierbere mai mare, așa pentru exemplificare făceam doar boilisurile, dar nu ne trebuie să punem și pe cărlig, nu numai pe firul de păr. Văd că aluatul se comportă perfect. Acum, de mirosit nu miroase că n-avea cum. Adică să fi zis că s-a stricat cumva sau nu. Da, deci fac niște plăcinte frumoase. Care o să le punem la fiert. Nu vă mai arăt cum se face fierberea. Undeva aici. Undeva aici, în colțul ăsta sus. O să vă pun sugestia cu rețeta de mămăligă, dacă n-ați văzut-o, da? Hai să facem și pe acesta. Deci, video acesta va fi așa, se va numi așa, test din aluat congelat, din aluatul care ne-a mai rămas din mămăliga Baikoko, da? Test. Deci are 12 zile acest aluat congelat, după care l-am dezghețat, l-am pus într-un șervețel, a tras un pic de apă de acolo, însă s-a muiat aluatul ca să își revină la forma, la consistența care ne-o dorim. Am mai pus făină și l-am mai modificat puțin așa. Adică, datorită gheții, aluatul și-a tras apă și s-a muiat cumva. Cum să vă explic mai bine? Vă explic cum trebuie, ca la carte. Bun, o să pun la fiert
Știți metoda, după ce se ridică la suprafață, 15 minute. Până atunci, revenim. Bun, între timp au trecut 10 minute, le mai las 5 minute și le pun la răcit. Revenim. Bun, cam atât, deci au trecut cele 15 minute. 16, un minut mi-a luat să scot și uitase să opresc cronometrul, da? Deci o să le las la răcit până mâine dimineață și apoi o să facem testul cu care v-am obișnuit. Bun, cel mai bun test am omăliga noastră, testul de azi e direct la balt. Da? Deci am făcut omăliga aseară, am lăsat-o la răcit. Ăsta e rezultatul. Cel mai bun test e testul pe balt. Nu știu dacă o să prindem, nu prea mă încărcarasul în perioada asta. Dar o să pun pe un ac mămăligă și pe unul o să încerc la bibar. Bun, am venit azi la un pescuit la plută, mai mult pentru biban, dar să facem și testul. Hai, vă pupă cu. Bun, am pregătit mămăliga, da? Am muiat-o puțin cu apă. Ea, normal, merge asta și la plută și la pescuitul la fund, pătrățică, băgată pe firul de păr, cum vreți. Da, am pregătit-o cu puțin cu apă, doar mi-am umezit mâinile. Am făcut-o pentru plută, da? Poftim. Deci așa voi băga. Din astea mici. Hai. Așadar, testul a fost un real succes. Recomand introducerea la congelator. Merită. Îți place ceea ce fac? Apasă. Like. Share. Comment și subscribe.